Vești pentru cei care urmează să călătorească cu trenul. Din cauza caniculei, CFR a anunțat că atunci când va fi cazul, viteza de circulație a trenurilor va fi redusă cu 20-30 de km pe oră față de viteza normală, astfel încât traficul feroviar să se desfășoare în siguranță. Temperaturile ridicate pot provoca supraîncălzirea agregatelor, locomotivelor și automotoarelor și se pot înregistra întârzieri în circulația trenurilor de persoane. Compania precizează că are pregătite locomotive de rezervă în punctele esențiale din sudul țării, dar și că, din cauza la temperaturilor foarte mari, instalațiile de climatizare s-ar putea să nu asigure răcirea trenurilor în parametri normali.